Atrocitățile din Ucraina continuă să iasă la iveală. Militarii ar fi răpit o mamă ucraineană și au violat-o în mod repetat înainte de a o ucide. Soldații ar fi răpit o mamă ucraineană din casa ei și au violat-o în mod repetat înainte de a o decapita. Se spune că Tetiana a fost luată de membrii batalionului Kadirov, condus de Ramzan Kadirov, tocmai când se pregătea să-și evacueze casa din Makariv, lângă Kiev. Se înțelege că soldații au dus-o într-o casă din apropiere, unde femeia a avut de suportat brutalitatea lor îngrozitoare, fiind prizonieră timp de câteva zile. Odată ce s-au săturat, Tetiana a fost decapitată și trupul îngropat în grădina din spatele clădirii în jurul datei de 15 martie. Soldatul cecen care a ucis-o ar fi fost executat de armata rusă. Un videoclip îngrozitor arată cearșafuri de pat însângerate în interiorul casei, lăsate în urmă de soldații ceceni, care ar fi violat-o pe mamă. Rapoartele vecinilor spun că aceștia nu au putut să o ajute pe Tetiana, deoarece și ei erau reținuți în propriile case și împușcați cu mitralierele dacă plecau.